Noi când plecăm de acasă, părinții, le dăm la copiii noștri cele mai importante indicații, așa e la urmă. Nu umblați la priză dacă sunt mici, dacă sunt mai mari, eu știu, închideți internetul, culcați-vă la vreme, nu ieșiți, eu știu, prin oraș, alte chestii. Acum Iisus, când s-a înălțat la cer, ne-a lăsat cele mai importante lucruri. Ultimele cuvinte care au fost? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Și l-au acoperit norii. Ucenicii au rămas cu ochii peroniți spre cer și așa ceva n-au mai văzut. Și trezește un înger, da? Și le spune ceva, da? Dacă vă amintiți îngerul, duceți-vă în Galileea și nu mai spun toată istoria. Deci vreau azi să vorbesc mai departe despre misiune. Și când vorbim despre misiune, întrebarea e unde să mă duc ca să fac misiune. Și la mulți în minte misiunea, când spui cuvântul misiune, zboară mintea în Africa, undeva departe, undeva, hei. Dar hai să vedem ce spune și Biblia. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori unde? Ierusalim, aici la voi, toată Iudeea, lângă voi, Samaria, nu departe, și marginile pământului. De unde începe misiunea? De la noi, de aici. Suntem o țară binecuvântată de Domnul, vecini cu România și Ucraina, o țară nu prea mare, cu oameni harnici, cu pământ bogat. Eu, practic, am călătorit în multe țări din lume, dar n-am găsit o țară mai bună ca a noastră. Asta nu ca să trag jăraticul la torta noastră, dar e foarte binecuvântată țară. Fructe, legume, gustoase, mustoase, pace, pământul bun. Unde să te duci? Deci e o țară foarte, foarte hăruită. Religia la noi în țară, deci 95% dintre cetățenii țării noastre au spus că sunt creștini. Aici aveți careva statistici, da? Și în țara asta creștinii te-ai gândit că unde să faci misiuni la atâția creștini? Trebuie să mergem în țări budiste, în țări unde sunt necreștini, știu, țări musulmane. Dacă vă uitați în țară, la noi sunt probleme care le întâlnim destul de des. Unele dintre ele sunt legale, da? Fumatul, alcoolul, drogurile, hoția, traficul de ființe umane, divorțuri, avorturi și putem continua lista. Cum? 95% de creștini cu așa probleme? Înseamnă că nu sunt acei creștini care vrea Domnul Iisus. Și înseamnă că avem de lucru și în țară la noi. Avem de lucru și în Chișinău, și în Cahul, și în Bălți, și în toată Moldova. Și am spus, sunt 1000 de localități care nu au prezență evanghelică. Dumnezeu ne-a împărțit daruri spirituale duhovnicești la toți prin Duhul Sfânt. Toți care aveți Duhul Sfânt, care sunteți copiii Lui, aveți daruri duhovnicești. Întrebați-vă, ce dar, Doamne, am eu? Ce fac eu ca împărăția Ta să crească? Dar de slujire, dar de vorbire? Dacă e de slujire, care? Dacă e de vorbire, care? Ia că, de exemplu, mulți spun că eu nu mai dăruiesc, cred că printre puținile biserici, biserica dumneavoastră, care face două strângeri la un serviciu. Eu n-am mai auzit cel puțin în alte biserici. Dar mulți spun, noi acum suntem în construcție, la noi iarnă, trebuie să plătim nu știu ce, noi nu putem să mai dărâm la nimeni nimic. Noi suntem foarte... Dar am descoperit ceva în 2 Corinteni 8 și 9 care m-a șocat profund. Eu am studiat subiectul banilor 2 ani și jumătate profund, pentru mine. Bani în Biblie, bani în istorie, bani peste tot. Și ce ne-a plăcut acolo foarte mult, spune că Dumnezeu a dat sămânță de mâncat și tot El ne-a dat sămânță de semănat. Două tipuri de semințe. Și acum, sămânța care ți-o dă Dumnezeu să o mănânci, mănâncă, dar care ți-o dă să o semini, seamănă-o. Dacă ești zgârcit și spui că ești într-o situație, într-o criză în viață și mănânci și sămânța care o ai de semănat, când toată lumea culege, tu ce ai să faci? Nimic. Tu n-ai semănat nimic. Deci fiți atenți, totdeauna Dumnezeu îți dă sămânță de semănat, seamănă-o, dăr-o și îți dă sămânță de mâncat. Hai să mergem mai departe. În tot acest context, care v-am spus acum cu multe, multe probleme, avem un verset în care Dumnezeu ne-a vorbit, după pocăință, în 2005,
mi-am scris în Biblie inductivă lângă, Doamne, vreau să fiu eu omul acela. Eram pocăit, botezat, lucram pentru Domnul, dar acasă să citiți Ezechielul, contextul, și aici prorocul vine cu un strig de la Dumnezeu. Și haideți să citim în cor acest verset. 2 și caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Și chiar capitolul 22 până la 30 spune că preoții fac rele, conducătorii, tot poporul îs răi. Și Domnul spune, caut un om prin care să acoper spărtura, prin care să aduc binecuvântarea mea, dar nu găsesc niciunul. Și eu simțind durerea lui Dumnezeu, am încercuit cu roșu textul, săgeată pe margine, am scris data, zic, Doamne, eu vreau să fiu omul acela, zi-mi ce trebuie să mai fac. Și azi veți avea ocazia toți să spuneți, Doamne, eu sunt omul acela. Bărbat, femeie, tânăr, copil, Doamne, eu sunt acela care vreau de azi înainte să mă dedic total ție, să fac ceea ce îmi spui tu. Și mai, ne mai caută cineva. Petru ne spune în Noul Testament că ne mai caută cineva. Hai să-l citim tot în cor, pentru că deja suntem la finele bisericii și să vă prind bine mințile. 2 și fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Ne caută Dumnezeu ca să ne folosească pentru împărăția Lui. Și nu-i confortabil, te scol dimineața, cum îmi spunea ei, mă, tata, ne-am sculat la ora 5 ca să reușim să ajungem așa, nici somn. Și așa, deci am dormit puțin. Nu-i confortabil împărăția și lucrarea și evangelizarea. Te caută Dumnezeu ca să te pună în slujba Lui, să aduni pentru El și apoi să ai răsplată și te mai caută cineva. Cine? Satana, diavolul. El te caută cu alt scop, să te devorezi. Și interesant că te găsește acela care vrei tu. Dacă îi spui da Domnului, gata, ești a Lui. Dacă nu ai timp pentru Dumnezeu, automat ești a cui? A celuilalt. Nu puteți sluji, spunea Domnul Iisus, la doi stăpâni. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Sau îi slujești lui Dumnezeu din toată inima ta, sau lui Mamona. Acum, când vorbim de misiune, înainte de Ierusalim, este familia. Vă spun, uite, familia ta, ai o bază bună acolo. Tu personal stai zilnic în cuvânt? La Deuteronom 6, șema la evrei. Poruncile acestea, adună-le, strânge-le în inima ta. Ai timpul asta. Apoi pun-le în inima copiilor tăi. Ai și timpul asta? Sunt două timpuri diferite și stare importante. Copiii tăi se prindă rugându-te, se te prindă postind, îngenunchind, plângând, nu doar cu telefonul în mână, nu doar ceea ce faci toată lumea. Tata, hai la masă, nu mănânc azi, eu azi postesc. Oh, copilul tău pricepe că tata postește. Dar pentru ce postești? Ce înseamnă post, tata? Uite, asta înseamnă post. O glumă. Au prins copiii noștri ce înseamnă postul. Post înseamnă să nu mănânci. Mănâncă bine dimineață. La prânz nu prea le place la copii supile. Le pune mama supă, dar eu azi postesc. Da, asta nu-i post. Asta, da, asta e când nu vrei ceva să mănânci, nu-i post. Noi postim pentru cauze bune. Și acum să vedem cum putem să creștem noi o familie misionară. O familie care să mișune pentru Domnul. Să le spui, hai, și am plecat. Eu mă bucur, anul trecut și anul ăsta am avut tabere deja doar familia noastră. Suntem de ajuns și conducători, și lideri, și cântăriți. Și tare frumos când toată familia face misiuni. E foarte frumos. Să răspundem la această întrebare. Cum să crești o familie misionară? Familia e compusă din oameni. Băieți, fete, bărbați, femei. Așa că o întrebare mai profundă. Cum arată un om de care se folosește Dumnezeu? Și chiar dacă cineva din familia ta poate nu atinge punctul cel la care îl vrea Dumnezeu, tu fii acela care te ridici mai sus, pentru că răsplata va fi diferită. La bărbați, la femei, la copii, fii tu primul, aleargă în așa fel încât să iei premiul. Și câteva întrebări de meditare. Cum crezi? Va putea Dumnezeu să folosească de tine? Cum s-a folosit de fiul său, de Pavel, de cei 12 apostoli? E posibil lucrul acesta? Cum trebuie să fii? Ce trebuie să faci ca Dumnezeu să te poată folosi? La un așa nivel.
că foarte des spun, ei, așa au făcut apostolii, Iisus, dar azi nu mai este ca atunci. Ba nu, azi este ca atunci, spune, voi veți face lucrări mai mari, pentru că eu sunt cu voi. Știu că aici fac notițe la Bunăvestire, un tabel clasic din două coloane. Vom răspunde la prima întrebare, cum este caracterul, și la doua, ce face. Și acum vreau să vă scanați, să vă gândiți, să vă cercetați fiecare. Dacă sunteți așa cum spune Biblia, dacă faceți ceea ce spune Biblia, ca El să vă poată folosi, că altfel nu vă poate folosi. Dar nu contează cum sunt, că Dumnezeu mă folosește oricum, nu e adevărat. Noi avem în casa noastră vase de cinste, vase de ocară, noi avem, de exemplu, vase în care bem ceai, avem vase în care nu putem bea ceai. Este pentru alte întrebuințări. Acum tu gândește cine ești, cum ești și dacă se poate folosi Dumnezeu de tine. Să începem cu prima întrebare. Acest om este pocăit. Nu-i un oaspete al harului. Și spun la Romani 3:28, e socotit neprihănit prin credință fără faptele legii. Și când spun cuvântul că nu-i oaspete al harului, e unul pocăit, botezat, în legământ cu Domnul, toate conturile sunt ok. Foarte mulți tineri azi, dar și mai în vârstă, eu cunosc și mai în vârstă, care spun, eu vin la adunare, m-am pocăit, dar încă nu vreau să mă botez. Mai am încă niște întrebări. Și tot așa se întinde vremea și nu se botează. Eu cred, părerea mea, eu cred că nu greșesc oamenii care nu vor să pocăiască, încă, care nu vor să boteze, încă sunt nepocăiți. Un om care e născut din nou cu adevărat, abia așteaptă ziua botezului. Un om care încă nu-i pocăit, să mai gândește. Vă dau un exemplu. Aveam un seminar la Galați, de o zi, cu vreo 200 și ceva de tineri. Și după întrebările care mi le-a pus un tânăr, mă gândeam, măi, e pocăit sau nu? Zic, câți ani? E 25 de ani. Zic, ești pocăit? Da, de mult. Eu sunt din familie de creștini. Zic, și botezat? Nu, încă n-am luat botezul. Zic, da, de ce? Ei, dacă iei botezul, de acum să începe, nu știu ce, acolo, pus la observații. Așa spune că sunt un pic mai liber, trăiesc mai liber și mă boteza mai târziu. Vreau să vă întreb, era pocăit tânărul ăsta? Nu. Dar cum gândea el? Eu sunt pocăit, eu cânt la gitară, eu fac cu tare, dar botezul nu-l iau că-i adunare membrală, fac cu tare, o sunt un pic mai liber. Mai departe, este un om ascultător, grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Toată lumea acum vrea să vorbească, puțini sunt cei care vor să asculte. Vrei să te folosească Dumnezeu, învață-te să asculți. Dumnezeu ne-a dat o gură să vorbim o dată și să ascultăm de două ori, deci două urechi. Acum toți vor să vorbească, puțini vor să asculte. Cum mai este încă acest om? Este un om încercat, lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, spune Pavel lui Timotei, care împarte drept cuvântul adevărului. Și atent, stă personal în cuvânt, aplică, apoi împarte și la alții cuvântul. Acum știu că Biserica Bunăvestirii e o biserică care stă mult în cuvânt și mă bucur, dar dacă mai sunt poate oaspeți, poate cei care se gândesc că ei, dacă stau cei de lângă mine, îs într-o barcă bună, într-o direcție bună, ați fi ok. Fiecare, nu lăsați o zi din viața voastră să treacă fără ca să stați cu Domnul. Noi cu familia, în fiecare dimineață stau eu cu ei, acum facem Romani 3 și seara cu familia. Mai ales că nu este adunare. Seara facem noi acasă adunare. Facem un curs biblic, cântăm la gitară, ne rugăm și ne culcăm. Alteți când este adunare, de exemplu, seara doar ne rugăm, cântăm, avem o asta mică părtășie. Dar altarul ăsta a familiei ne străduim să-l ținem zidit. Optimist, mulțumitor, ochii pironiți spre răsplătire, nu dă înapoi, exemplul lui Moise, da? Și acum, ce înseamnă optimist? Om care vede partea plină a paharului, om care e mulțumit, om care nu, unul care e permanent, care cârtește. E ca doi oameni într-o prăpastie. Unul e optimist, altul e pesimist. Pesimistul strigă, murim! Dar celălalt optimist, wow, zburăm! Un pahar cu apă, lapte, ce vreți pe masă? Pesimistul, dar nu-i plin. Optimistul, dar nu-i gol.
Dar uitați-vă permanent la partea plină a paharului, la biserică, peste tot. Nu, Satana permanent a să aducă în față lucrurile negative, rele. Cu tare face nu știu ce, da, cu tare nu știu cum, ai inima liniștită și caută lucrurile bune. Mai departe, trăiești în așteptare. Vrei să te folosească Domnul? Ia că așa trebuie să trăiești. E gata să deschidă îndată ușa stăpânului care va veni. Nu mai stau că nu am prea mult timp, merg mai repejor. E pilda celor 10 ficioare. 5 au stat cu candelele aprinse, cu ulei în candele, dar 5 au fost neînțelepte. Ei, las că reușim. Las că reușim. Azi e ziua când trebuie să iei hotărârea să te pocăiești, azi e ziua când trebuie să iei hotărârea ca să te botezi, azi e ziua în care trebuie să faci tot ce e hotărât. Vă deschid o mică paranteză. Gândiți-vă, dacă v-ar spune, aveți o boală incurabilă, mai trăiți maxim, eu știu, 3 luni. Noi, medici, șanse nu mai dăm. Ce îi faci în următoarele 3 luni? E ca acum lasă-ți mintea ta liberă și gândește. M-aș pocăi, aș da Domnului mai mult, m-aș împăca cu toată lumea, ne-aș iubi mai mult copiii, soțul, uite așa, uite așa, uite așa. Și acum restartează-te și spune, Doamne, mulțumesc că nu-s bolnav și fă ceea ce ai spus. De ce trebuie să fii bolnav ca să faci ceea ce trebuie? De ce trebuie să vezi moartea în ochii tăi ca să te pocăiești? Ce mai face? Deci a fost cum este caracterul, acum ce face acțiunile, a doua coloană. Nu indiferent față de omenirea care zace în păcat. 1 Ioan 1 de la 8 la 9. Îi conștient că toți au nevoie de mărturisire, iertare și curățire. Deci, fiți conștienți că toată lumea din jurul nostru zace în păcat. Și dacă lumea care zace în păcat nu se pocăiește, merge unde? În iad. Eu permanent spuneam chiar de la predică, smulgeții ca din foc, ca din foc. Până când am studiat eu cartea Iuda, și acolo nu-i pus termenul asta ca, deci conjuncția ca, acolo spune smulgeții din foc. Dacă tu, ca pocăit, nu ți-o vezi pe mama, tata, sora, fratele, cumnatul, colegii de la școală, de la serviciu, nepocăiți arzând în foc, tu n-ai spus să le spui Evanghelia cu pasiune. Așa, mai finuț. Mai confortabil. Dar le-am spus, dar ei știu. Nu, încă spun-le, găsește momente și spun-le cu pasiune, cu dor, cu drag. Tu vezi că ei ard. Dar nu că ei sunt buni, ei nu fumează, nu beau. Înțelege că doar cuvântul Domnului este soluția. Evanghelul Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului spune, apoi a grecului. Deci, care e soluția pentru fiecare om ca să fie mântuit? Doar Evanghelia, doar cuvântul. Alte soluții mai bune pentru mântuirea oamenilor nu avem. Și ceea ce avem noi acum în mână, asta e Biblia, asta e cuvântul, institutul, eu știu, școala Timotei, engleza, toate pregătesc oameni care să ducă cuvântul. Și cuvântul e acela care salvează oamenii. Noi avem cea mai bună soluție. De ce să nu dăm lumii? Apoi își predă viața scopului lui Dumnezeu pentru el. Pavel alege să facă un singur lucru. 2 Timotei 2:4, îndeamnă-și pe Timotei să nu se încurce cu treburile vieții. Și aici sunteți în biserică mulți învățători, aveți multe grupe, engleză, sport, grupele simple. Nu vă încurcați cu alte lucruri ale vieții. Țineți-vă bine de ceea ce trebuie. Duceți Evanghelia, duceți cuvântul. Și cel mai frumos lucru, una când eu acum predic, asta se numește în Faptele Apostolilor propovăduire, dar avem și învățare. Învățarea când omul are direct contact cu cuvântul, pune întrebări, scrie și manualele e ceva extraordinar. Iei cartea, tu citești din carte și tu dai răspuns la întrebări. Atâtea mărturii avem noi, când oamenii s-au pocăit, spune, voi ne-ați spus de 1000 de ori, n-am auzit. Când am luat cartea și am studiat și întrebarea pusă pe text, eu am fost nevoit ca să răspund, am fost pus la perete și atunci am priceput. Dar până atunci n-am priceput. Când vă se spune la institut partea practică, du la 5 persoane, tare ușor e să-i găsim pe cineva din biserică și gata, ne-am făcut-o de bifă.
Dar încerc să ieși în afara bisericii, în parc, în altă parte, cu oameni nepocăiți. Veți găsi oameni deosebiți. Eu de atâtea ori am întâlnit oameni, i-am luat cu mașina sau altfel, la care fie că-s părinții pocăiți, fie că nu mai știu ce, dar oameni care au auzit, le-a rămas încă un pic. Am avut oameni care s-au pocăit chiar în mașină. Ne-am oprit, ne-am rugat, s-au coborât cu lacrimi, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Nu știi pentru ce, peste cine dai. Acum mi s-a stricat mașina, trebuia să merg la Comrat să o iau. Și am mers la ocazie, că nu era transport ca Hul Comrat, și m-am rugat, zic, Doamne, dă-mi transport, cuiva să pot să-i spun și Evanghelia. Și pe drum un curier care cara ceva piese, nu știu ce acolo, i-am spus cuvântul, spune la mine soție baptistă, dar din familie de baptiști, dar ea nu mai merge la adunare. De când am luat-o, eu nu mai merge. Foarte rău. Zic, unde stai? Acolo stau. Zic, uite, noi acolo suntem, vin la adunare, că avem și noi, uite, așa, sărbătoare, atunci, că așa, așa, ochii mari. Și am avut pe drum, hai zic, 2 ore și o discuție foarte, foarte bună. Eu puteam stau comod. Și o muzică, mă uit înainte, stau în telefon. Nu, e ocazia, am lângă mine un suflet. Nu uitați că Evanghelia ce face? Are putere. O leacă să vă răcoresc, hai să ne ridicăm. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Cerul și pământul ne spune cuvântul vorbirii. Peste timp și lume pe veci. Ne-a fost dăruită cu sânge stropite la calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau portar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia nici când nu pierde. Vremuri de prigoană se strecoară în teamă, n-au lipsit. Temelia sfântă nu a fost zidită pe nisip. Unde a fost vestită, ea a fost primită ca un dar. În inimă păstrată și la alții dată ca un șar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Amin. Evanghelia are putere și Evanghelia nici când nu pierde. O, sunteți mai zâmbitori? V-ați mai detașat un pic? Mergem mai departe. Ce mai face omul ăsta de care Dumnezeu se poate folosi? Îndepărtează orice piedică din viața lui. Evrei 12:1, orice l-ar împiedica în alergare, inclusiv păcatul care îl înfășoară așa de lesne. Acum au fost Jocurile Olimpice. Dacă ați observat, alergătorii, fie că distanțe scurte, fie că mai lungi, îs îmbrăcați corespunzător. Nu-s ca mine la cămașă, cu bunghi, eu știu, cu pantofi, cu pantaloni la dungă. E frumos, dar nu-i locul. Dacă vrea să alerge și să ajungă la final cu bine, să aibă și o medalie, deci trebuie să aibă o îmbrăcăminte corespunzătoare. Acum fiți atenți. Dacă vrei să alergi pentru Domnul, depărtează orice te împiedică, inclusiv păcatul care ce faci. Te înfășoară atât de lesne. Telefonul care te înfășoară atât de lesne. Și alte chestii. Deci, eu am luat pentru mine o hotărâre la aplicare. Niciodată nu deschid telefonul înaintea Bibliei. Dimineața când mă scol, mai întâi să studiez Biblia, da? Și apoi deschid telefonul. Și e greu, mi s-a părut că e ușor, dar e greu. Eu am postat ceva seara și vreau să văd dimineața reacțiile, întrebările, mesajele, neinteresant. Vreau să deschid, dar... Nu. Și bine, acum e ceva, acum ne-am mai setat telefonul la
Orele 10 intră toate în stand-by, toate aplicațiile. Gata. Și Android-ul are și iPhone-ul are. Încercați voi să vă educați. Gata, telefonul să fie slujitorul tău, nu tu al lui. Cum te scoli, faci închinare prin picăire, ticăire acolo. Lasă-l cu Dumnezeu. Luptă în rugăciune. Nu se îngrijorează de nimic, ci în orice lucru aduci cererile la cunoștință lui Dumnezeu prin rugăciune. Deci, roagă-te. Roagă-te. Și apoi, e bine echipat cu toată armătura lui Dumnezeu. Adevărul, neprihănirea, Evanghelia, credința, mântuirea și cuvântul lui Dumnezeu. Luptă în rugăciune. Nu lăsa lucrurile așa. Și tare mult îmi place, am preluat și noi la Emanuel, acum vă rugați aici în lanț, în cerc. Noi toată vara am avut un lanț de rugăciune, din miercuri până joi, de la 6 la 6, fără oprire, 24 din 24, foarte frumos. Cei care au vrut să înroleze, să roage, foarte bine. Așa, cunoști foarte bine toți membrii, te rogi pentru fiecare și te gândești un ceas. Ce să fac un ceas? Dacă când intri în rugăciune, îți dai seama că nu ți ajunge. Vrei mai mult decât un ceas. Ce mai face încă omul ăsta? Face totul în puterea Duhului Sfânt. Se lasă continuu cărmuit de Duhul și nu împlinește poftele firii pământești. Îi mort față de păcat și viu față de neprihănire. Nu mai dă mădularele sale în stăpânirea păcatului. Se dă pe sine însuși lui Dumnezeu și slujirii lui. Acum vă dau numai un singur exemplu la cărmuit de Duhul. Eu când m-am pocăit eram la facultate, anul 2. Eram la cămin cu doi băieți în cameră, unul era la box, altul la taekwondo și eu o luptă liberă. Des ne băteam, nu cu ei, cu alții, noi trei cu alții. Și am început, eu cântam la chitară și înainte de pocăință. Și când m-am pocăit, colegii la toate zilele de naștere cântam, compuneam, făceam diferite distracții. Acum, când mă chemau, nu mai cântam, nu mai mergeam. Și un vecin, la basket era, spune, Alexandru, știu că tu nu mai cânti cântări de aia, dar dă-mi, te rog, gitara, uleacă, la mine un băiat din Afganistan venit și vrea să cânte. Zic, măi, mă scuz, dar gitara mea și cu tot ce am eu nu mai sunt în slujba celui rău, numai a Domnului. S-a supărat, mi-a trântit ușa. Vine afganețul în scurt timp. Spune, Alexandru, pe mine numai Sfânta Maria m-a salvat și face cruce de la războaie și bătălii. Dă-mi, te rog, gitară, îmi scând cântece liniștite. Ei, m-am duplecat, îi dau gitară. Noi peste perete, un perete subțire între noi și ei. Zic, numai nu cânti nebunii. Nu, nu, nu. A trecut vreo oră, oră și un pic. Falele, ce s-auzea acolo și înjurături și ce stușche și ce vrei mai în scurt. La mine ca la taur s-au făcut ochii roșii. Eu eram nou pocăit, nu știam ce stai, dar mă zic, mă duc să-i bată numele Domnului. Și am strâns pumnul, ies din cameră, dar băieții spun, zic, Alexandru, dacă probleme bate în perete, că venim și noi. Că așa a mai fost. Să am în spatele meu și un boxer și un la taekwondo și gata, m-am dus. Când deschid ușa, jumătate de cameră în fum, acolo fete, țigări, băutură și-mi văd gitara prin fum. Cânta afganețul toate nebuniile. Și plec spre el, vă spun că la taur când ții roșu, știți cum așa, cu pumnii strânși. Și primul contact cu Duhul Sfânt. Tu ești pocăit, nu mai fă ca înainte. Astea sunt mădularele vechi, să dai, să nu știu ce. Dar ce pot să fac, Doamne? Asta a fost secunde. Acum explic, atunci nu știam cum să explic teologic. O voce înăuntru. Și m-am relaxat și ajung în fața lui. Știi, ce să fac acum? M-am pornit să-l bat. Zic, dă-mi gitară. Și că nu ți-o dau. El îmi spune, nu ți-o dau, chiar abia de acum. Zic, na, poți să-mi o dai, că nu e gitara mea, e gitara Domnului. Și care Domn? S-a gândit că poate Domnul decan sau altcineva să nu ai probleme. Zic, a Domnului Iisus. Că ți-o sparg de cap, nu știu mai ce acolo. Zic, ok. Și după aia spune, iau cuțitul, te sparg, mă spăl în sângele tău, că eu ca tine am mai văzut. Foarte urât vorbea. Eu iar ne-am strâns pumnul. Domnul spune, lasă-mă pe mine să vorbesc. Stai, nici eu nu s-am eu, zic, dar cui ești? Sau Domnul Iisus, dacă n-ai frică de Domnul, zic, spargi în chitară, spargi-mă pe mine, spalte în sângele meu. Și mă întorc și ies. Ajung dincolo de ușă, zic, cum am ieșit fără chitară? Zic, ceva nu se leagă. Într-un cameră, dar încă eram nedumerit și băieții amândoi și făceau pumni și făceau, nu ți-a dat-o, hai că mergem și noi. Ei vreau o leacă de lupt așa pe viu. Și eu până să le explic, nu știam cum să le explic, acum vă spun că Duhul Sfânt, atunci nu știam, zic, o voce, nu știu ce, apare la spatele meu un scurt timp,
bad în Afganistan, cu gitara în palmi, alb la față. Tremurând, Alexandru ia-ți gitara și spune lui Dumnezeu să nu facă nimic. Zic, dar nici nu i-am spus să facă ceva. Și întind mâna chiar și adea în genunchi, să iau gitara, să dau mâna să ridice. Îmi pupă mâna, te rog frumos, nu știu ce. Aș te aduci, că ce mă l-ai hipnotizat, ce ai făcut? Și acum eu închid subiectul. Doar gândiți-vă, dacă aș fi făcut ca înainte, mă duceam, îi dădeam un pumn așa, să-l cosesc de la masă, nu știu dacă rămâne gitara întreagă, că am mai format și altele, și vineau și băieții, și se încingeau o mamă de bătaie, sticle fermate, eu știu, capuri fermate, poliții, ambulanță. Dar dacă te lași călăuzit Duhul, eu poate am luat o situație mai extremă, dar la școală, la facultate, în transport, lăsați-vă călăuziți Duhul Sfânt. Vocea lui e blândă, e liniștită, dar e foarte sigură și e foarte bună. Concluzii. Omul de care se folosește Dumnezeu este acela care a intrat în harul Dumnezeu prin credința în Fiul Său, îl trăiește în ascultare de El și l-așteaptă cu nerăbdare. 2. Dacă vrei să fii și tu folosit Dumnezeu, las că El să ocupe primul loc în viața ta. Umblă cu El în fiecare moment, da? Biblia, cuvântul. Și nu fă nimic care îl va putea întrista. Ieși din casă, gândești, Doamne, dacă ai fi în locul meu, te-ai îmbrăca ca mine. Ai gândi ca mine, ai merge ca mine, ai vorbi ca mine. Dacă ești copil, Doamne, ai fost copil. Ai fi vorbit așa cu părinții cum eu acum răspund urât, cum trântesc cu ușa acum? Nu. Vreau să mă port ca tine, Doamne. Dacă ești părinte, la fel. Totdeauna întreabă-te, Doamne, cum te-ai comporta în locul meu? Nu vreau să fac nimic care te-ar întrista. Și câteva întrebări de aplicare după care vreau să ne rugăm. Cum crezi? Ești un creștin adevărat sau doar un oaspete al harului? Fiecare să gândește. 2. Îți cunoști chemarea, faci un singur lucru sau te încurci cu treburile vieții? Care e darul tău spiritual? Și cum îl folosești? 3. Cât timp pe zi petreci în cuvântul lui Dumnezeu personal și poți să scrii o oră, eu știu, 30 de minute, jumătate de oră, cu familia ta cât stai, cu biserica? Care-i atitudinea ta față de păcat? Gândește bine, tot ce înseamnă păcat, e păcat și pentru tine sau undeva ai lărgit un pic calea? Este o cale îngustă și una largă. Pe cea îngustă nu încapi cu toate poftele tale, toate dorințele tale, atunci un pic ai lărgit, las că suntem în har, Dumnezeu a să mă primească și așa. Și ultima, ce crezi că trebuie să schimbi în viața ta pentru a putea fi folosit de Dumnezeu? Și gândiți-vă la aceste lucruri și înainte de a ne ruga, vreau să vă amintiți acel verset. Caut un om. Spune Domnul, caut un om în Chișinău care să stea în spărtură pentru mine. Poate deja ești în spărtură, poate încă nu, dar poate vrei să spui azi, Doamne, eu vreau să fiu acel om în satul în care m-ai pus, în orașul în care m-ai pus, în locul în care m-ai pus să stau în spărtură. Și acest verset vreau să vă rămână în minte și poate scrii și tu azi în Biblia ta, înconjur cu roșu, așa ca mine îl încercuiești, și scrii data de azi și spui, Doamne, de azi mă ridic ții. Am 10 ani de pocăință, 15 poate. Da, am fost mai cum am fost, dar de azi înainte vreau să mă ridic ții, să fiu total la tău. Și nu uita că chiar tu poți fi acel om, doar ascultă chemarea Lui. Doar ascultă chemarea Lui.